să zic, ca și în 21 decembrie 89, era locul de întâlnire, aici nu spune, după aia dreapta, o întâlnire bine să protesteze. Nu uitați că acolo se puteau mitingurile partidelor de opoziție sau a oricărei forțe de opoziție. Pentru că o mare parte a populației țării nu era de acord cu confiscarea revoluției de către clica neocomunistă a lui Ion Iliescu și a poliției. Și când cineva avea ceva de spus, mergea în piața Universității. Asta era în perioada ianuarie-aprilie 90. În aprilie, într-o zi, vine cineva de la Grupul Independent pentru Democrație, de la GIT, la mine la Casa de Cultură a Studenților și spune că are nevoie de o stație de amplificare. Bun. Eu lucram la o firmă care se ocupa cu sonorizări, era ora între puținele nivouri, la Roland. Sigur, i-am spus cât costă o acțiune de genul ăsta, fetei. Și după aia mi-a spus, dar știți care e problema? Nu e bună. Vi se pare prea bun, ci că nu vreau să mergem în piața universității. Zic, și ce dacă? Dar ce e acolo? Ce e acolo? Dar nu era nimic ca să fim cinstiți. O să duce ceva despre niște măicuțe agresate, despre niște confruntări cu forțele poliției. Și acolo am ajuns în putere de amplificare. Era o anticameră de formă rotundă, un tip îmbrăcat foarte bine sau bine oricum cu un cioc drăguț, cu mustață. Și am spus că suntem cu stația, ne-a deschis o ușă. Am intrat acolo pe un hold, cu un acela de dreapta cu cameră, care era plină de vitrine cu roci. Și de dreapta un balcon. Lat de pe... Mă scuzați. Ok. Da, mânduța. Ce să fac? Să nu fac tu posesorul certificatului. De ce n-ai venit, mă, că au venit colegi mult de tăi, mă? Dar să nu spui că nu ți-am zis după aia să fii supărat. Tu ai fost prima care ai știut. Hai să scriem atunci. Caută poze dacă mai ai. Bine, bine, da. Bine, cum zic, pare rău. Așa o să fie. Salut, Florinele, ce faci, tata? Pare rău, bă, că n-ați venit, că mulțumesc tare mult. Pare rău, bă, că n-ați venit, că au venit mulți colegi de-ai vostri. A fost interesant, să știi. A fost și domn ministru. Hai, întreabă-mă, ca să aveți timp să băgați. Aole, de întrebare asta cred că vreau să vă scap până mă. Atunci când a fost la mine, măi, nimic legat, eu m-am plâns cu cei că nu mi se pare drept ca după atâția ani de zile să nu am certificat de revoluționar. Și de însumă a fost foarte mirat, dar din câte știu, deci eu, deci toată chestia asta cu eliberarea mea a certificatului de revoluționar, am spus și public în conferințele de presă, a coincis cu faptul că eu câștigasem în instanță și instanța a obligat pe Secretariatul de Stat al Revoluției ca să-mi dea certificatul. Deci Băsescu chiar să vrea să intervină, nu avea cum. Pentru că ar fi avut la ușă, la Cotroceni, cu 5.000-6.000 de revoluționari care voiau și ei. Îți dai seama.
Și, de fapt, domnul ministru, un secretar de stat care a fost și el, domnul Nicolescu, a fost azi acolo și a răspuns la întrebarea asta, a fost întrebat cum, ce stadiu există la soluționarea dosarilor care mai sunt și au explicat exact care e procentul pe care l-au atins până acum la eliberarea noilor certificate de revoluționar. Dar cu domnul președinte, ca să revin la întrebare, eu am deschis gura și am spus că nu am certificat revoluționar și că articolul pe care l-ați publicat voi în ziar că sunt un bozetier este perfect real, pentru că, într-adevăr, nu am casă, nu am venit, n-am un salariu, n-am ce mânca, n-am din ce trăi. Ceea ce e pula de rebor, că dacă n-aș fi pe spitale, aș muri de foame probabil. Da, a zis că l-a văzut, a fost foarte impresionat și nu e singur om care îmi spune, deci pot să publici de linii și ceea ce vorbesc să spun, pentru că sunt vorbele mele. Și am și marturi că le rostesc. Deci mi-a și mărturisit că în urma articolului din ziar a fost foarte impresionat de căldura cu care a fost realizat. Și chiar zice, nu știu cine sunt copiii care l-au spus, dar sunt oricum sunt foarte, foarte buni. Și le-am explicat că este vorba despre poate și un băiat, mă rog. Pe cuvânt, ăsta e punctul de cuvânt, eu am marturi, să știi. Nu, el nu mi-a zis că o să încetezi. Deci să mă ajute cu dosarul, nici o clipă nu a zis. A zis, deci n-ai certificat. A zis, nu. Și a zis, bine. Asta e. Măi, e sigur că prima întrebare care vine pe buzele oricui, într-adevăr așa este. Că în urma listei președintele la mine, da, de ce nu se poate interpreta că și cei de la guvern au urgentat și au urgentat eliberarea certificatului și de Dumnezeu ca și la ceilalți colegii mei care nu au să beneficieze de același lucru. Nu este vorba despre 20 de ani, este vorba de din anul 2005. La ultimii 5 ani. Mă, nu știu acum care sunt condițiile legii, mâine de să primesc o adeverință de la guvern. Dacă eram un om liber, mă ducem și o luam, dar nu pot să fiu acolo, o să vină un reprezentant al guvernului la mine la spital. O să mi-o aducă și o să fiu în măsură să vă spun dacă există ceva drepturi de financiare. Ceea ce e cert este că sunt scuții de niște impozite, de niște taxe și îmi asigură în mod cert o pensie de 18 milioane pe lună, începând din luna mai anul ăsta. Asta pot să spun, deci asta da, într-adevăr, dar începând din luna mai o să îmi vină pensia. Indemnizație, de fapt, se numește ea, cel mai corect. Da. Adică o să-mi asigure venitul cât să număr de foame. Adică să pot să-mi închiriez o cameră undeva, să pot să mănânc, să mă îmbrac, să plătesc cu lumină, să înțelegi, gaze, apă și alte alea. 18 milioane nu mi se pare o sumă, deci nu. Măi, nu zic că este rău, dar nici acum să se crede că o să mă îmbui cu ceva, că nu e cazul. Este, eu n-am pensie ca valora care are de lux. Eu o să am o pensie de 18 milioane. Important este însă să Dumnezeu să mă ajute să fiu sănătos ca să duc să beneficiez de ea. Că eu acum sunt în placul și acum vă dau bomba de oameni. Acum să vă și pe atenție că sunteți primii. Ei, eu sunt pe cale de a face un transplant de ficat. Ca să știi cum stai. Deci lucrurile pentru voi ca gazetare e tare, ca și ține-o și dă-o numai tu. Și sau trebuie la voastră, dacă voi o să o lăsați pe media fac sau cu... Deci, treaba lor, dar știi care e poasă, deci eu sunt acum, s-a vorbit cu bucurul din el, Popescu, la Pontin, chiar astăzi, dimineață. Cum a spun, ție sau publică, nu e într-un pentru secret, a venit o comisie de chirurgi, m-a studiat în vederea unei operații, mi s-a pus un diagnostic clar de ciroză,
hepatică, exact ca a colegului meu Cristi Minculescu, inițial, deci, ce i-au pus lui inițial. Așa, și nu se poate face pe corpul meu niciun fel de operație. Până când nu funcționează bine ficatul, pentru că risc să mor pe masă de operație, din cauza că sângele nu s-ar coagula, de exemplu. Așa, și trebuie într-o care soluție la care s-a ajuns de către medici, sau legătura cu... De asta e o chestie de perspectivă, asta înseamnă luni de zile de acum încolo, pentru că pentru un transplant de ficatul trebuie să de nenumărate investigații. Compatibilități și alte lucruri, da. Și... Deci eu sunt în fac unui transplant de ficat, care nu se poate face din celălalt și asta e bombă, pentru că până când nu mă fac bine la plămâni, care m-am făcut bine în focul de 60%, nu se poate interveni pe pațuică chirurgicală. Asta este cuna paradoxului. Da. Păi am fost întrebat la conferință de presă din ce am trăit de fiu, deci pe la cum și-a spus că orice artist român din expediente. Dar se pare că este moda transplanturilor de picate în lumea muzicii noastre. Că văd că colegii mei, eu, suntem pe care de avea alte organe decât al noastră, din păcate. Păi sper să-l scot când scap de aici, dar aici mai am ceva de stat. Ce să zic, mă? Oh, păi de la evenimentul zilei a pornit toată nebunia. Absolut, aici pot să spun cu mâna pe inimă, că... Eu vreau să vă mulțumesc în mod public în fața colegilor de dreptă, dar dacă l-a spus acolo, am spus. Poți să-i întrebi, întreabă-l pe Gabi Mirul, întreabă-l pe toți, pentru că celălalt au fost toți băriți acolo. Prea mai pot să vezi că nu vorbesc din cărți aici. Și asta e. Ce vrei să mai știi tu de la mine, mă, Pauline? Hai că zi acum că m-ai prins bine, ce știi atât. Bă, voi, tu zici ce este important? Important nu este ce mie, că din punct de vedere medical veștile sunt rele. Dar deci eu mă simt mult mai bine pentru faptul că sunteți voi alături de mine. Nu presa neapărat, ci voi, în general, cei care sunteți cu adevărat alături de mine. Iar voi ați fost. Asta e cel mai important lucru, de asta pot să mă simt bine. Că medical vorbind, de-ar trebui să-mi iau gâtul. Păi dă-ți seama. TBC, ciroză, ocluzia asta intestinală pe care avem și alte. Adică da, se scade cap. Când vrei să apară? Ok. Bine, Florine. Bă, vezi că eu mă sun pe voi întotdeauna primii. Ca să știi, e felul meu de a fi recunoscător unor oameni care au făcut licențiență profesională, dar altfel n-am cum. Că și voi, ca și medici, își pagă de la patru că nu priviți. Da. Ok. Bine, Pauline. Pupă din partea mea pe Magda și ținem legătura, da? Mulțumim. Mulțumim tare mult. Pa. Pa. Domnul Ibarț, mii de scuze. Nu-i bine, dar așa o să fie tot în seara asta. Păi dacă a fost astăzi ziua, asta e. Bun. Am ajuns la... La primul piața universității. Da, și la celor cu cioc. Așa, mi-a deschis, am intrat într-un... E, acel loc în care intrasem, am aflat după mult timp. Că o vorbim și noi, între noi, eu fiind la stație.
Domnul Anastasia și pe mâna mea, pe microfon, intrau, cine vorbea în balcon, ies eu cu mâna mea, că... Eu atunci am venit ideea bună de altfel, dar în prima atunci s-a vorbit în balcon, nu din prima zi, din la 3-a, 4-a zi. Adică de până în 28 s-a privit el. Cu ocazia mineria 15 iulie, acele casete au dispărut. Eu credeam că le-am pus într-un loc sigur și le-am dispărut. Deci le-am salvat în 13 când a început nebunia în București, le-am pus într-un loc așa din sigur și mi s-a spus în față. Asta este, dacă l-ai știut ca să-ți joci șansa. Ca după aia s-au opt peste ani, că s-au valorificat, într-adevăr, s-a făcut și film în Piața Universității cu o parte din cei prima semnii acolo. Dar cred că sunteți primii care știți lucrul ăsta. Da, așa, și intrând, după cum vă spuneam, în laboratoriu, după aia s-a apuc eu, după mult timp, o săptămână, o săptămână, că noi, că eu am întrebat ce era cu pietrele astea aici. Și unul dintre băieții de la ligă, dar nu că ăsta este laboratorul de geologie. Și ce a durat atâta piesa? Puțin că domnul profesor de aici a umblat pe mult după el. Păi dați seama cam ce era acel profesor, nu? Mi-e și rușine să-i scrii pe rând numele. Păi de ce? Da, păi nu, nu are sens să pronunț un nume care ne-a făcut țara de 4 ani. Dar când l-ați cunoscut atunci, cum era? Ce vorbea? Ce spunea? Păi ce l-a băgat în seamă? Nu trebuie să continuăm ce am început în decembrie, credeam noi. Ca să ajung la miezul întrebării tale, Piața Universității, din punctul meu de vedere, a fost un fenomen idealist. Un fenomen, de fapt, care a fost creat de o mișcare de stradă. Fenomen care s-a perpetuat, iată, până în zilele noastre. Pentru că am văzut copii în ziua de azi, de 17 ani, 16, 18, 19, care împreunează cântecele. Eu nu o să uit că atunci oamenii stăteau în genunchi la cântecele mele sau pedonau mai bine mor decât comunist. Atunci nu eram conștient de valoarea mesajului, acum sunt. Dar cum ați compus melodia și în beceu, cum a venit ideea? Laura Bozolan a venit cu niște versuri, eu le-am pedonat un pic, a ieșit în 5 minute maxim. În beceu eram. Că în camera aia tot se băteau pe microfon de la Părere Benjuc în jos, pentru că tocmai o să public o carte acum, mi-a gândit de rău se numește, un cântec de-al meu, în care descriu exact culisele Piaței Universității, unde am descris toate, e gata, cartea este la cules acum, toate porcăriile care, pe care lumea nu le vede. Lumea cânta mai bine mult, Doamne vino, Doamne cu Sterian, la aplaudau cu Zanchir, plângeau când cânta Mia Braia, mai plângeau într-o la paturcă cu Mieglul de Tiberio. Ei, și... Pe romanul Piața Universității s-a creat într-o mișcare de stradă, de protest. Sigur, foarte multe porcări în interior. Adică... Am avut șansa sau ghinionul, iau cum vrei, eu le iau pe ambele, să vă lucrurile din interior, din culise. Deci fața nevăzută a lui. E tocmai asta cuprinde și cartea mea. Am apucat de scris, tot așa de întâmplare. După asta am unui prieten, mă întreb, ce e, bă, că... Mă uitam la televizor și apă, cineva, un prezentor și locul de altul, care a pus în balcon și eu am aruncat-o, ți-a aburat, mă știi, bă, ție. Cum ajungea asta la... la microfon, că eu acolo, practic, puteam să-ți fac ce vreau cu ei. Mm-hmm. Dacă mă enervau prea tare, tăia microfonul și mii m-au luat și închei milioane din față. Deci, le dea din mâini, așa. Și îmi poate ajunge ei cum voiam de la stație de acolo. Știam că deși cu zi sunt, voi habar n-aveți ce bătaia era pe acel microfon. Se făcea o listă de vorbitori, se împingeau, se agresau, se înjurau. Care să intre primul, da, care să vorbească. Da, care să vorbească. Trebuia să am un băiat ca să nu intre în balcon peste la să-i via microfonul din mână. Dar o poveste. Și
spunându-i unui prieten lucrurile astea, cu lucrurile amântui, băi, zice, mă scris două carte, și m-am pus și am scris-o. Și așa. Și aia cum s-a atunci piața în Dumnezeu, eu așa perceput eu. Însă, acum să luăm și partea serioasă a lui Pudor. Băi, frate, cel puțin la cântece, numele mele. Oamenii erau foarte marcați, profund impresionați și eu trebuia să cânt cu ochii închiși. Că dacă deschideam ochii și vedeam o piesă întreagă cu păclim bună sau cu lumânări și brichete, că nu mai puteam cânta. Mă dădeam la chimie, am încercat o singură dată, n-am mai putut să cânt, am continuat cu chitară, că vocea era necată. Și atunci am văzut și ce înseamnă beția balconului și am înțeles cu ce reușesc. Abia atunci. Deci lucrurile din punctul ăsta de vedere erau foarte serioase. Oamenii veneau acolo din convingere, nu din orgolii politice sau din altă, nu? Chit că am auzit și toată lumea, cred că știe că piața de vise s-a creat disensiuni mari între clasele sociale, chiar în familii, divorțuri, tot felul de scindările societății, cu foarte grav de altfel. La care, fără să vreau, iată, am pus portaj direct. Dar nu și nimeni, n-am vrut ca să stricăm tot cetatea românească. Am vrut numai să continuăm ce am început în decembrie. Pentru că și în decembrie am avut șansa să nu mor. Și acum îmi pare rău. Nu condica mea s-a prepozit la Dallas, solistul nostru Volcan, așiși de la Romana. Asta în 21 decembrie, când tovarășul Ceaușescu încă mai croncănea de la CCR și dădea ordine de luptă, pe care ofițerii zăruși le executau, adică trageau noi. Și asta e că o șansă, după părerea mea, din câte mi-a arătat viața la cei 20 de ani, e urmat obligatoriu și de un ghinion. M-am avut ghinionul, de exemplu, de-l cunoaște acolo pe Marian Munteanu. Un tip care, din start a fost, bine mi-a plăcut deloc. De ce? De ce? Pentru că eu l-am întâlnit pe Marian Munteanu prima oară la Prunoteța, tot în 90 de decembrie, deci după ce venisem de la CC, undeva pe 26-27 decembrie, când încerc el să postulească lui ca studenților. Și o noapte trec, am stat lângă el și am văzut ce fel de om e. Și e dictator, născut și... O care m-am întâlnit cu el în piață, în balcon și am întrebat ce cauți mă aici. Sunt șef cu ligii, nu știu ce... Și dacă nu vorbesc, ce are, zic? Cum o să nu vorbesc, bă, cine ești? Ia du-te și vorbești, să vezi dacă poza cu cine sunt. Du-te și te vorbești. Și mi-am dus de el, prima oară. Zic că l-am lăsat să vorbească vreo un minut jumate, după care a făcut butonul. S-a văzut că mândea din mâini și jucă cu răsobălea ochii peste cap. Cred că el aducea să crede Iisus. Așa, nebunise. O să lasă. Păi, uite, bă, cine sunt eu? Ce putea să-mi facă? Da, a venit în engleză, zbarfă pe mine, nu știu, poate s-a sericat, nu știu, că vezi tu, nu știu, mai. S-a uitat, și a prins urechile, umbla pe alte butoane, eu dacă era să umble pe butonul ăla bun, eram acolo. Și am m-am cunoscut cu Maria Munteanu. Și cu multe, multe alte jigodii, sunt oameni publici și nu dau lumea la sens. Dar ăsta într-adevăr merită de atâmbirea. Păi și până la urmă, cum a, că tot și-a vorbit, nu? Din balcon. Până la urmă i-ați dat drumul să vorbească. Ei, au venit ceilalți de la Ligă care erau acolo, Mihai Gheorghiu mai ales, care e un tip foarte mișto, Solin Lieșiu și Arba Cristice, Arba. Lasă-mi Lieșiu, șeful Ligii, l-au ales cu studenții. Hai să-i faci. Bine. Să vorbească. Păi a venit el și... Apocristică. N-am vrut să înțelege așa. Bine, mă, cată, las-o așa cum a căzut. Nu mă băga în seamă, nu te bag în seamă și cată. M-am mai întâlnit cu el la... În 10 ani după chestia asta. Într-o noapte unde eram la un șpriț, la la Maia. Eram la mâșpiț cu colegii, cu Baliciu, colegii mâșpiț. Te o pătă cu Dumnezeu să ordinească cu alții. Noaptea, cu terasă, numai aia.
făcut acolo împreună cu doi agenți de-ai lui Roncea și cu încă unul. Și făcea mișto de el noi că făcuse chestia aia cu legionarii. Postile lui ce se mai... Asta-i cu multe lucruri. Păi el a zis că după alegeri, dacă câștigă Iliescu, își retrage Liga din piață, însă organizațiile gen 21 decembrie, 16-22, grupul INPD pentru democrație, au decis să rămână. Dacă a rămas și eu cu stația, oamenii erau mai puține, statul dase deja, practic spăsese treaba și după 2-3 mai încolo, după 2-3, după 25-26 mai încolo, încercam să ținem piața cât puteam. Pe 13 iulie, pe la prânz, am venit liniștit, pe la prânz, era chiar prânz, era prânz 10 dimineața. Și era ceva suspect, era un balcon și pe totul ca la teatru. Cum au venit porțile de ordine, cum i-au zis că dimineața au scos corturile, că eu când am ieșit în balcon, n-am mai văzut corturile cu care au obișnuit. O, ce vreau, stai mă, că au venit ăia, n-am că au făcut guardă, poliția, nu știu. Ăștia sunt nebun chiar așa. După aia toate, tot filmul ăla, IMGP-ul, au de făcut la autocar, nu stăm, băi, la cumplire, care a stat cap cu timpul cu mine în piață, cu Ales Prânceana și cu încă unul m-am să-i dele. Și uite, am lucrat la Panorama. Am coborât pe la 2-3, că zic, de aceea să coborăm de acum. Și am văzut că aia care dăduse răpoc la autocar, nu erau de nu știu. Am văzut nicio treabă acolo, după care evidențele s-au ucis atât în mod vigilios. A venit și nevastă după mează. Nevastă, nu era încă nevastă, urma să-mi devine soție, prietena mea, mă rog, atunci. Și am mers pe la Poliția Capitală, e tot așa, de nenți care arunca, stați mă ușor, de ce în cine aruncați cu incendiere, cu aia? Păi zic, bă, tu mă cunoști pe mine? Nu că, zic, nu mă cunoști pe mine. Ce cauți aici? Păi dau piața, nu vezi, tăți, ce cauți tu, mă, tu l-ai pus în piață, mă, băiete? Le făcea semn la unul, m-am continuat 3-4, hai mă plecă de aici, băi, plătusule, băi, ce e să faci, trebuie să pleci. Așa să cumpă, deci nu mă cunoști. Și cine erau ăia, de fapt? Dracu știe. Dracu știe. Toți erau negri, care erau cior din născare, care erau gopsiți, dar erau negri la față toți. Ardea Poliția Capitale, până la 2-3 am adus acasă, scârbiți și eu și credeam. Casa aud dimineața la televizor, dimineața, mă rog, la 11, că m-am trezit eu. Că bine, erau venit și au făcut în București, oricum, era post oficial de televiziune, deci... Nu aveam acces la alte informații. Am văzut pe ăsta duc aici, cum le mulțumea. Nu, asta a fost în 14, sau? În 14, da. 14? Nu, 15. Nu, Iliescu le-a mulțumit la sfârșit. În 15. La sfârșit. Nu, Iliescu pocea, nu, Iliescu informează și poporul că bani de legionari și-au făcut apariția pe sânzile capitale, în armate. Ceea ce a publicat pe prima pagină și zi era adevărul. Atunci. Asta a fost în pașii. Normal că au zbărnit în telefoanele, am luat legătura cu prietenii, stația mea era încă acolo, noroc cu foane care a pus-o la adăpost. Și a trecut și 14, schimbam opinii și impresii cu prietenii. Deci făcusem două, trei dumne de piață. Minerii erau ca la ei acasă, stăteau în bâte și în gheoace, nu aveau nicio treabă. Asta în 14, deci după piața și seara în 14, minerii pe stradă,
Și ce făceam? Era zbunizii ca la putere, că se duc în prezentare, nu merge bă în prezentare, că te omoară ăia. Că hai, era acum, acolo sunt țigare, nu merge bă. Tu pe nu te zbun, bă, că la o mânt pe Maria Munteanu, bă, că nu știu pe cine, tu pe nu de... Asta se auzea în piață. Da, vorbea lumea. Dar dumneavoastră ați fost bătut în zilele acelea? Cine a spus dumneavoastră chestia asta? Unda culmea este că Iliescu susține la televizor că minerii au făcut ordine și au legat traficul lui Piața Universității. Susținătorii lui Iliescu, care striga un scandal, Iliescu i-a rămas, ce treabă strică e acolo, ocupase de piața, dar îi băga nimeni în seamă, nu s-a zis nimeni de ei. Asta seara la 14. Vreo 2-3.000 de susținători, bine, de până la IMGB, după la UCR, după la APACA, susținătorii lui Roman și a lui Iliescu, erau de la această dragă. Păi aveau voie. Și în 15, nu mai am plecat scârbit. Adică ce să mai am plecat scârbit? Am asigurat că stația a coborât din balcon, am băgat-o la ligă jos. Am luat-o, nu știu, peste câteva zile, peste o săptămână. Și mi-am plăcut de treburi. Nu. Dar minerii, când au intrat în facultatea de geologie, n-au ajuns la stație, cumva, nu? Nu ori fi ajuns, logic au ajuns. Dar au primit pe ea. Șansă. Eu oricum îmi puțin cuce în 14 dimineață. Pentru că mi-a fost foarte mă, că am fost acolo. Bă, eu puțin cuce, nu știam că a scăpat. Ori văzut-o, a făcut, nu era mare oricum, era mică, buxele erau pe balcon, după colțuri. Aia da, mari. Sigur, am auzit de prieteni de mei mutilați, am o grămadă de prieteni care au stat în spitale, care sunt, ba, o lungi, ba, ori, ba, tot felul de răbunciri de genul ăsta. Din bătaie, doar la băbărâne. Dar din grupul meu, care deservea stăcioara aia, nimeni n-a pătit nimic. Dar ce credeți că au modificat în mentalul colectiv evenimentele acelea din 13-15? Păi până și susținătorii lui Iliescu și-au dat seama și ne-am luat că s-a mers pe departe și că de fapt adevărata față a lui Iliescu este aia. Iar logicament urește convingeri. Eu cred că partidele politice care au intrat în Parlament în 92 datorează foarte mult pieții universității. Acolo, în urma acțiunii nesăbuite a lui Iliescu, pentru că politic vorbind, este o acțiune nesăbuită din partea lui Iliescu. Și ați ducinat moralul dintre susținătorii lui Iliescu și a... ca dovadă că s-a cintat și partidul. Pe Roman l-au înlăturat în septembrie, își poartă în 91 cei drept. Iliescu s-a mișcat foarte repede. Marea mea dramă interioară este că, din păcate, se va făcut o din Iliescu conduce și acum România. Acest om, pe orice poziție s-ar apară, în orice partid politic, va conduce România. Asta e chiar culmea. Are niște pârghii de influențare pe care nu le poate vedea decât un agent foarte versat sau un pion foarte important al unor, nu al unei puteri străine. Nu se poate altfel. Că n-ai pârghile, nu poți altfel. Însă era schimbat unul din politica românescă. Ca să ajung să apă, eu fiind în staful Constantinescu, făcându-i campanie în 96, câștigând o campanie cu Constantinescu, s-a făcut 98, de fapt, sper de câte taie, dar cu Constantinescu, câștigă Lidescu. Și eram
Am stat cu un cos la Tinescu. La vremea respectivă, presa a scris că l-am înjurat în pață și... Asta o să fie. Dar de ce credeți că au chemat minerii atunci, în 14 iunie? Care crezi? De ce credeți că a vrut? Eu cred că Iliescu s-a grăbit atunci. Piața, dacă o mai lăsa 2-3 zile, murea de la sine. Nu știu ce, la ce i-a folosit turul ăsta de forță, care a tras România în jos cu 20 de ani. Nu știu la ce i-a folosit, sincer. Dacă el lăsa, din punctul meu de vedere, pe eu plecam. Eu aveam de gând să plec și dacă lăsam până stație în piață. La revedere, pa. Logic, nu? Că nu le venea lor nici dracu. Nu le venea nici dracu cu stația în piață. Dar care credeți că a fost cel mai mare rău pe care l-au făcut evenimentele astea din 13-15? Păi, în afară de... și cadicile de ne... ștensele care lăsate în sucurile și oameni din România, mare parte, se vorba de imaginea țării, vorba despre ce au arătat că românii sunt niște necivilizați. Practic, el Iliescu și cu clica, al de Voican, al de Dulcan, al de Măgureanu, până acțiunea din 13-15 iunie au negat orice valoare pe poporul român. Să nu uităm că noi am ținut 53 de zile de la Domnul Piața Universității sub portretul lui Eminescu. Deși nu sunt fan Eminescu, acțiunea ilișcială în companii a negat însuși ființa națională. Asta mi se pare un atac la adresa siguranței naționale, ceea ce a făcut Ion Iliescu, pentru că a opus o categorie socială altea. Dacă vă amintiți, se striga cu cinism moarte intelectuală. Păi dacă s-a ajuns acolo, ce bine mai mare poate fi când tu își cindezi populația din propria ta țărișoară și pui ca să se bată fratele cu frate. Nu, este de neîntăvere de ceva. Dacă mai era cazul, pentru că în felul ăsta Iliescu și-a adăugat la crimele din decembrie și crimele din 13-15 iunie. Nu știu ce conștiință are omul ăsta. Sunt zbonuri din anturaj și poartă copiată lui Iliescu că nu poate să dar o noapte, că are coșmar. Nu eu, rușii au avut și la toate felurile. Cred că sunt zbonuri sau cine știe. Nisipii care erau de vorbă. Treaba lui cu somnul lui să fie acolo. Dar asta este, am răspuns la întrebare. Privind retrospectiv acum toate evenimentele astea, cum vă raportați dumneavoastră acum la ei? Păi bun, să vreau să spun orice pentru discuții noastre. De așa mă raportez. Sunt foarte mult de copii și de părinții lor care ne pledonează cântăcele și ambulant cu schimb cine. Cred încă în idealurile noastre de ajunge din piață. Este și firesc, de anumită vârstei, 16-17 piață, sigur că viața este utopie pentru ei acum. Cum a rămas din fericire uneori, dar din fericire de cele mai multe ori și pentru mine. De urmă. E ceva, mi se pare ceva important pentru mine să mă urc un cântec în metrou sau în autobuz sau în vreo mașină sau la cu Baiaram. Înseamnă că l-am petrecut pe lumea pe lumea asta. Și că ceva a rămas, iar Barleta am foarte multe bisteci. Cam astea sunt revelații după 20 de ani. Pentru că nu are sens să trec lucrurile în plan personal. În plan personal, fiecare trăim propriile drame,
construim sau ne dărâmăm propriile vieți, e altă discuție asta. Dar așa, pentru ceea ce faceți voi pe scenă, pentru ceea ce am făcut eu pe viața scenă aceea ad hoc, improvizată, la Poarta Adevărată, care s-a numit piesă, în urmă, facem, noi credem în ceea ce facem și atunci. Lucrurile merg de la sine. Lăsăm acasă și dezamăgiri și bucurii și necazuri și tristeți și reușite. Păi și ar trebui să fim pentru cei din fața noastră.